Europarlamentarii Corneliu Vadim Tudor și Elena Băsescu au participat duminică la Congresul Internațional al Romilor ce se desfășoară la Sibiu. Corneliu Vadim Tudor spune că a trăit în Rahova, a avut și iubite țigănci, așa că nu putea să lipsească de la întâlnire. Atracția congresului a fost Elena Băsescu. Toată lumea a vrut să facă poze cu Elena Băsescu. Fica președintelui a primit un buchet de flori, dar și pe bărbulică, păpușa îmbrăcată în haine țigănești. Un cadou potrivit pentru... Păi da, are și pe... Pentru pereche, că am perechea de la nuntă. Am primit-o cadou la nuntă. Să știe ce va fi, că avea pe să obiectă. Este mult prea devreme. Fiica cea mică a președintelui este colegă în Parlamentul European cu Corneliu Vadim Tudor. E colega mea, e gogoșica lui tata, cum îi zice Baghiu de Tasu, dar eu țin la ea, eu țin și o crotesc. Corneliu Vadim Tudor a acceptat să vină la congresul de la Sibiu pentru că, spune el, este atașat de această etnie. Am avut foarte multe iubite țigănci, o splendoare, dansatoare, cântărețe, vecine din cartier, femei remarcabile. Ca să-și demonstreze loialitatea față de etnia romilor, Vadim Tudor a spus și câteva cuvinte în țigănește. Delo, delo, facto, delo, tecere, spume la gură. Păi eu am crescut pe Rahova, știu și limbaj mai colorat, dar nu permit, că e ziua Domnului, e duminică.